Îl binecuvântăm pe Domnul care ne-a mai dăruit o zi și ne-am ridicat din așternuturile noastre și am văzut un soare frumos și poate ați deschis ușile și geamurile să vă mângâie puțin soarele și o adiere de aer frumos, răcoros, atâta cât mai îl avem în Arizona. Am venit la casa lui Dumnezeu să ne închinăm lui, asta e principala noastră preocupare aici și apoi să ne îndemnăm unii pe alții și eu știu, să ne încurajăm în drumul acesta înspre veșnicie. Cu privire la seria aceasta de meditații, suntem la seria Porunca Zilei spre sfârșit. Vă mărturisesc că de la început am fost tentat să iau cele 10 porunci, cumva să era simplu, dar am dorit cumva să fiu mai aproape De cultura creștină și de modul practic în care noi ne trăim viețile și în care ne pregătim noi. Și atunci am mers pe un alt traseu, să spun așa. Dar astăzi vom trata una dintre cele 10 porunci. Și porunca pe care o voi aborda, poate spre surprinderea unora, va fi porunca a 8-a, să nu furi. Bine, să nu furi, veți zice și cei cu asta, noi nu furăm. Recunosc că adesea se întâmplă să vorbim de la amvoanele noastre despre lucruri așa la modul general, care nu sunt așa practice și legate direct, dar aș vrea să vedem dacă este într-adevăr, ne relaționăm direct la această poruncă sau nu, dacă am căzut sau dacă vom cădea sub incidența ei vreodată. Și aș vrea să începem prin a ne pune următoarea întrebare și asta să fie desfășurarea primei părți până la concluzie. Oare noi chiar nu cădem sub incidența acestei porunci niciodată? Asta să fie punctul de plecare. Dennis Prager spunea despre această poruncă în felul următor. S-ar putea cu ușurință argumenta că porunca 8-a, să nu furi, este porunca în care sunt cuprinse toate celelalte. Cum cuprinde să nu furi toate celelalte porunci? Ei bine, crima este furtul vieții altei persoane. Adulterul este furtul soțului sau soției unei alte persoane. Invidia este dorința de a fura ceea ce aparține unei alte persoane. Mărturia falsă este a furat demnitatea și așa mai departe. Aș preciza că a fura cumva se referă la toate cele 6 porunci, de la porunca a 5-a până la a 10-a, pentru că primele 4 au legătură, sunt în legătură cu relația noastră cu Dumnezeu. Dar celelalte se referă la relațiile interumane. De la cinstirea părinților, la a nu fura, la a nu bârfi, la a nu dori, la a nu ucide și așa mai departe, toate celelalte. Le-am spus într-o ordine aleatorie. Ea este într-adevăr, în vreme ce cumva de o abordare mai generală aș putea să spun, nu se precizează exact ce să nu furi. Din cauza asta este o poruncă deschisă. Toate celelalte sunt cumva punctuale. Porunca 5 spune că părinții sunt cei pe care trebuie să-i respectăm și să le dăm cinste. Bun, este punctat bine. Porunca așa se interzice crima, nu poți să iei viața cuiva. Porunca 7 interzice adulterul. Este și ea specifică pentru că se adresează persoanelor căsătorite porunca împotriva furtului nu ne dă absolut niciun indiciu ce să furăm sau ce să nu furăm. Este într-un fel lăsată deschisă. Nu putem lua nimic din ceea ce nu ne aparține nouă sau nimic din ceea ce aparține altor persoane. Și atunci haideți să vedem cam
ce am putea lua noi din ceea ce aparține altuia și în felul acesta vom vedea dacă ne facem sau nu vinovați, dacă încălcăm sau nu această poruncă. Primul sens important al poruncii împotriva furtului, la care vreau să ne oprim, este sacralitatea proprietății oamenilor, a bunurilor materiale pe care aceștia le dețin, inclusiv a proprietății private, a terenurilor, a pământurilor. Aici veți zice, noi nu suntem vinovați de așa ceva, pentru că nu furăm proprietatea nimănui, deși acum ați văzut că sunt tot felul de scheme și șmecherii prin care sunt vânați oameni în vârstă care, eu știu, care nu au urmași și cumva proprietatea lor să treacă în proprietatea celui impostor. Dar nu ne regăsim deloc aici. Dacă comuniștii ne-au furat pe față tuturor proprietăților, multora dintre noi sau părinților noștri, iarăși este o problemă care ține de istorie și nu mergem mai departe. Am putea detalia mult și aici. Deci, la capitolul ăsta stăm bine. Nu ne simțim prea vinovați, deoarece cred că niciunul dintre noi n-am furat bunuri materiale de la alții. Poate, doar ca și copii, om fi furat pixul sau creionul sau guma colegului de bancă. Eu știu, mai ales un pix, dacă ni se părea mai interesant, poate a mai fost vreodată. Dar, în general, nu cădem sub incidența furtului de proprietate fizică, să spunem așa. Dar să vedem celălalt aspect la care poate nu ne gândim așa de mult. Al doilea înțeles al poruncii împotriva furtului privește bunurile non-materiale pe care fiecare persoană le are. Reputație, demnitate, încredere, proprietate intelectuală. Și haideți să le luăm un pic pe rând, să trecem prin ele, să vedem dacă într-un fel sau altul nu ne facem vinovați în această direcție. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu cred că vrea să și când stăm în fața lui ca și în fața unei oglinzi, trebuie să ne cercetăm starea și să vedem dacă suntem așa cum el ne vrea. Reputația unei persoane. Furtului, să spun așa, a bunului nume al unei persoane, fie prin defăimare, bârfă sau clevetire, este o formă deosebit de destructivă de furt, pentru că spre o deosebire de bani sau bunuri, odată ce numele bun al unei persoane a fost furat, acesta nu mai poate fi aproape niciodată refăcut complet. Rămâne o daună foarte gravă. Și haidem să recunoaștem la noi, la români, să fim sinceri, asta pare să fie un sport național, aș putea spune. Asistăm, din păcate, la asta chiar și în bisericile noastre. Și este trist. Acum, nimeni nu este perfect și s-ar putea să ai motive serioase să te plângi de cineva, de unul sau de altul. Dar tocmai de aceea, Pavel, cel puțin în două rânduri, îi îndeamnă foarte bine, foarte cu subiect și predicat concret, pe credincioși, odată pe cei din Efes și apoi pe cei din Colose. În Efeseni 4:32 citim: dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat Dumnezeu pe voi în Hristos. Iertați-vă, fiți buni. Și Coloseni 3:13, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Și zic, Doamne, ajută-ne! Apoi este demnitatea unei persoane. A fura demnitatea unei persoane, asta am putea spune că este vorba despre o umilire. Și a umili o persoană, în special în public, poate provoca daune permanente la ceea ce poate este unul dintre cele mai prețioase lucruri pe care le avem, demnitatea noastră. Sunt sigur că n-ați văzut niciodată așa ceva,
și asta sună ironic, bineînțeles, dar vorbind serios acum, am participat vreodată la așa ceva, umilirea cuiva public? Și este o temă de meditație pentru fiecare, să ne gândim, pentru că este, repet, o daună pe termen lung, cu implicații adânci. Apoi, încrederea unei persoane este un alt lucru scump și care poate fi furat într-un fel. Furtul încrederii unei persoane este cunoscut ca și înșelare, eu știu, poate îl putem denumi în felul acesta. De fapt, în ebraică, unul dintre termenii folosiți pentru a păcăli, pentru a fenta pe cineva, este literalmente sinonim cu a fura informație. Și acum, un exemplu este păcălirea unei persoane, înșelarea unei persoane ca să cumpere ceva de la noi, ceva care are un defect, pe care ne hotărâm să nu îl spunem, să-l ascundem, pentru a vinde mai ușor. Dacă vindem, spre exemplu, ceva pe OfferUp, pe Craigslist, pe platformele astea unde nu există un control foarte mare, vrem să vindem ceva și atunci are un defect pe care noi îl ascundem și nu ne mai întâlnim cu persoana respectivă. Sau, eu știu, la vinderea unei case, nu? Un realtor poate să ascundă niște probleme care le are casa pentru a vinde mai ușor. Un alt exemplu ar putea fi când cineva înșală pe altcineva cu, eu știu, declarații false, poate de iubire, pentru a obține favoruri de orice natură, favoruri materiale sau chiar de natură sexuală. Se practică și asta. Apoi, proprietatea intelectuală. Aici este iarăși o formă de furt care ne scapă și ni se pare că n-am fi vinovați, dar gândiți-vă, de la copierea unor programe pe computerul propriu, programe care ar necesita o licență pentru care ar trebui să plătim niște bani, descărcarea de muzică sau de filme, care de asemenea sunt piratate și la, eu știu, a fura cuvintele unei persoane, adică ceea ce numim plagiat, creația intelectuală a cuiva. Este așa de ușor cu tehnologia de astăzi să producem acest tip de furt intelectual, cu toate că există o lege în acest sens, nu-i așa? Am auzit cu toții de copyright. Există legea dreptului de autor. Probabil că ați auzit de scandaluri celebre despre politicieni care au absolvit facultăți și și-au luat doctorate fără să frecventeze deloc cursurile școlilor respective. Furt intelectual. Dar, eu știu, teologi, evangeliști, pastori care au obținut doctorate peste noapte, ați auzit? Se numește tot furt intelectual dacă s-a întâmplat undeva. Sau mai, și mai simplu, se numește tot furt. Că parcă sună mai blând, furt intelectual. Nu, este furt. Este furt. Dar noi, nu știu, ați copiat vreodată la vreo teză, la un extemporal? Ați descărcat vreodată pe computer, cum am zis anterior, vreun program pentru care ar fi trebuit să plătiți și n-ați plătit licența? Aceste programe piratate se numesc tot furt intelectual și eu vă mărturisesc cu părere de rău și cu strângere de inimă, dar am făcut-o și am încălcat în felul acesta porunca 8-a de mai multe ori. Ce pot să zic? Domnul să aibă milă de noi. Amin. Îmi pare rău, dar am făcut-o. Acum, problema este când descoperim că suntem vinovați de ceva, este să nu mai repetăm ce am făcut. Asta e recunoașterea. Părinții mereu ne spuneau, greșeala iertată, greșeala mărturisită sau recunoscută este pe jumătate iertată. Acum, dacă recunoaștem că am greșit și vedem și nu mai avem cum să schimbăm trecutul,
Problema se pune dacă reușim în viitor să corectăm și să nu mai repetăm greșelile trecutului. Și în concluzie, dacă în prima parte am dorit să analizăm sensurile acestei porunci să nu furi și să răspundem cumva fiecare dintre noi întrebării, oare noi chiar nu cădem sub incidența acestei porunci niciodată? Ei bine, în concluzie aș vrea să ne punem o altă întrebare și cumva să răspundem întrebării, ne dăm noi seama cât de grave sunt efectele încălcării acestei porunci? Pentru că a fura o viață, viața cuiva, o persoană, soțul sau soția cuiva, proprietatea materială sau proprietatea intelectuală, reputația, demnitatea, încrederea, este greu de găsit vreun aspect al vieții omului care nu este rănit prin furt. Furtul rănește și de multe ori ireparabil. Cel care suferă acea pierdere este afectat foarte puternic. De aceea este corect să spunem că dacă ar fi ca toți să respecte alături de porunca întâia, doar una dintre celelalte 10 porunci, această poruncă a 8-a, să nu furi, am avea de a face cu o societate mai bună și mai frumoasă, o biserică mai bună și mai frumoasă, o familie mai bună și mai frumoasă și cu un individ, un om mai bun și mai frumos. Vrei tu să fii acel om frumos și integru? Domnul să-mi ajute și să-ți ajute. Amin.